găsit, dragii noștri telespectatori! În ediția de astăzi a emisiunii Tezaur Folcloric, vă invităm în Alba Iulia, un loc aparte cu rezonanțe adânci în conștiința neamului românesc. Vom încerca împreună cu echipa emisiunii Tezaur Folcloric, echipa Centrului de Cultură Augustin Bena din Alba Iulia, să recreăm povestea simbolului Unității Naționale a Luptei pentru Dreptate, Avram Iancu, Crăișorul Munților. Urmați povestea și împreună cu dumneavoastră, împreună cu copiii noștri, ne vom reaminti povești din povestea tezaurului folcloric, Avram Iancu, erou al națiunii române. Din munții Apuseni, Avram Iancu, Craiul Munților, coboară cu gânduri senine aici, în cetatea Bălgradului. Gândurile lui erau pentru libertățile românilor. Sufletul lui era curat. Pornirile lui erau tumultoase, precum Valea Arieșului. Povestea Crăișorului, povestea lui Avram Iancu, eroul munților Apuseni, o vom afla astăzi aici, în această minunată sală, simbol al unirii românilor. Urmați-mă, fraților! Surile de români răsună, sunt români veniți la Alba Iar. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Frați români, patru unghiuri, fruntea ți-o ridic acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, înviat-a ca Iisus. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Românii își dau mână cu mână și întind o horă în Ardeal. Hora-i mare și cuprinde țara, soarele răsare din Ardeal. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Vin românii,
de la moți. Avram Iancu s-a născut pe vremea Cireșelor în 1824 în satul Vidra de Sus, sat care astăzi poartă numele Crăișorului, comuna Avram Iancu. Părinții au avut posibilități materiale și l-au trimis la școli, urmând școala acolo în satul lui natal, apoi la Câmpeni, iar gimnaziu îl face la Zlatna, astfel că în toți acești ani, venind în vacanță, colindând munții Apuseni pe văile, pe dealurile sale, Iancu participa cu siguranță la tot ceea ce însemna obiceiuri ale satului românesc din munții Apuseni. Și așa, firea lui, temperamentul lui cumva năvalnic, s-a format în această lume a satului din munții Apuseni, a datorat acestei lumi tot ceea ce viața avea să-i pună pe umerii săi puternici. Urmează apoi dreptul la Cluj și se licențiază ca avocat. În 1846 chiar încerca să obțină această licență de avocat, însă nu reușește, este destul de dificil ca un român în acești ani să primească cumva chiar în urma studiilor licența de avocat și atunci se angajează la curtea, la cancelarea aulică de la Târgu Mureș, ca și cancelist, ca și, să spunem, funcționar public, pus, cumva, într-adevăr, conform voinței lui, în slujba românilor care aveau diferite cauze de judecată acolo la Târgu Mureș. În anii aceștia petrecuți la Cluj, la Târgu Mureș, educația sa i-a permis să trăiască și să treacă prin toate trăirile unui tânăr. A participat la toate evenimentele, să spunem, organizate de Junimea Română în Cluj, ba mai mult și-a făcut prieteni și între maghiari. Și este cunoscut faptul că vorbea liber, participa la toate serbările studențești din Cluj, a fost cunoscut ca un tânăr care respecta pe ceilalți, dar Doamne ferește să nu fie respectat. Istoricii se întreabă de multe ori ce ar fi fost în sufletul acestui tânăr care la 24 de ani, să nu uităm, se duce pe Câmpia Libertății la Blaj și le spune învățaților vremii de atunci: fraților, vremea armelor a sosit, eu mă duc în munți la moții mei. Vorbea scurt și apăsat. Comanda este cunoscută: Nohai! Chișinău, Chișinău, că și acolo i-am de-al meu.
Apusenii i-au fost lui casă și masă, apusenii i-au fost lui câmp de luptă, câmp de suferință. Și pentru că spiritualitatea lui Iancu este extraordinară, trebuie să nu uităm faptul că, așa am spus și la început, educația lui, faptul că a trăit în sânul acestor sate românești, a cuprins toate evenimentele. După acești ani, după anii 50 ai secolului 19, Iancu participă la toate evenimentele din Munții Apuseni. La nașteri, la botezuri, la nunț și apoi la mormântări. Erau atât de dragi moții încât nu era nuntă în Apuseni în care Iancu să nu fie chemat. Iar atunci când nu era găsit, pentru că hoinărea mult pe munți, singur, cu fluierele lui, să-și cânte suferința, atunci Iancu parcă apărea așa ca din pământ și la nunț cânta țarinile apusenilor, cânta doinele acelea care l-au marcat pe el și în care era atâta suferință. Dulce limbă românească, dulce limbă românească, unsă cum e rece Dumnezeu, mă legi de neamul meu, de pământ și Dumnezeu. Cu tine fac rugăciune, dulce limbă românească. Cu tine când mi-e bine, cu tine plâng când mi-e greu și-mi descar sufletul meu. Și-mi descarc sufletul meu.
ține, Doamne, limba aleasă, dulce limbă românească. Când sunt cu neamul la masă, să-l mângâi cu glasul meu și la bine și la greu, să-l mângâi cu glasul meu și la bine și la greu. Nu-mi frâng limba înaltă, limbă dulce, limbă românească. Vreau la suflet să ajungă, vreau la suflet să ajungă până la cere, cale lungă. La cer e cale lungă, nu oricine poate să ajungă. Numai sufletul curat de neamul meu poate să. Cum să cânt doina stră bună, dulce limbă românească, stâlcită în limbă străină, când zic verde, 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 verde de-a vrămeasă, îmi pun sufletul pe masă. Pe masa românului, în dulceața vinului, nu-n gura străinului. Pe masa românului, în dulceața vinului, nu-n gura străinului. Dulce limbă românească, tu mă legi de neamul meu, de pământ și Dumnezeu. Nu, 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 nu. Românii i-au și scris imnuri de laudă. Și este cunoscut, cel mai cunoscut cântec al acestei perioade din anii 48, după Deșteaptă-te române, acel imn al Revoluției Pașoptiste, este Marșul lui Iancu. Pentru că Marșul lui Iancu îmbină cumva din vâltoarea aceasta, tot a apusenilor, dragostea pentru Iancu, respectul și devotamentul moților săi, care, organizați în acele legiuni, după forma legiunilor romane, l-au urmat până la sacrificiul suprem. A fost înconjurat de oameni simpli, a fost înconjurat de oameni educați chiar, a fost respectat de toți cei care erau mai bătrâni ca el, precum Simeon Bărnuțiu, precum cei doi episcopi ai românilor, Andrei Șaguna și Iosif Șterca Soluțiu. A fost iubit de toți locuitorii Transilvaniei.
memoria sa este vie și astăzi, în cântecele apusenilor, în sunetul tulnicelor în care ați văzut Iancu se întoarce la Alba Iulia și în fiecare vară, tradiția care se păstrează pe acel munte sacru, pe muntele Găina, parcă reînvie cumva imaginea și spiritul Crăișorului. Acolo, în Apuseni, pe muntele cel mai înalt al Arieșului Mic, pe vârful Găina, un târg care vine din umbra secolelor, vine cel puțin din secolul XVIII, este cunoscut ca și manifestare, adună moții de pe toate cele trei văi mari, de pe Valea Arieșului, de pe Valea Crișurilor, din zona Zărandului și adună în acel vârf de munte cu bunurile lor lucrate în lemn, cu gândurile lor, cu cântecele lor, cu tradițiile lor. Fac schimburi de produse, uneori fac și târguială și învoială de nuntă, că de aceea îi spune târgul de fete de la Muntele Găina. Iar amintirea Iancului este permanent vie în fiecare an, în fiecare vară, în această sărbătoare apropiată de Sfântul Ilie. Duminica cea mai apropiată de Sfântul Ilie este duminica dedicată târgului de fete de pe Muntele Găina. Iancu se duce, se stinge încet acolo în munți și într-o noapte răcoroasă de toamnă, umedă, cu brumă, în 8 septembrie 1872, la Baia de Criș, se stinge singur în suferințele care l-au mistuit încet. Este înmormântat pe 10 septembrie și condus pe ultimul drum de peste 10.000 dintre cei care l-au slujit cu credință, dintre moții lui. Autoritățile chiar se speriaseră de marea, de râurile de oameni care curgeau spre Baia de Criș, la umbra gorunului lui Horea, acolo unde și-a găsit mormânt și odihnă veșnică Crăișorul Munților. Să perpetuie
și de-a ta umbră, dușmanii se tem. Căci venita vremea, vremea sfântă-n care o dacie nouă iar să-ntemeie. Vremea sfântă dacie nouă iar să-ntemeiem. Viața lui este văzută și aici la noi, în Alba Iulia, la Muzeul Unirii, unde avem un colț și un moment dedicat Crăișorului, pentru că asociațiunea Astra, cea care a reușit realizarea Muzeului Unirii și a militat și pentru realizarea acestei case memoriale la Avram Iancu, a adunat cam tot ce se putea aduna din piesele ce au aparținut lui Iancu. Veșminte, obiecte personale, pistoalele Iancului, o sabie este cunoscută a Iancului. Apoi sunt cunoscute 4 fluiere, pentru că el, spuneam, cumva se declara în sânul moților și moții îl vedeau ca nepota lui Horea. Horea, care știm cu toții că și el, un mare păstrător al tradițiilor populare românești, cânta la fluier la fel de bine cum sigur cânta și Iancu. Ei, Iancu, în acei ultimii ani din Munții Apuseni, s-a însoțit doar de fluierele sale. Pistoalele au fost înlocuite cu fluierele. Nu se mai lupta decât cu propriile lui doruri. Dorul de a-și vedea națiunea fericită. Дай мне сегодня
La 1924, la 100 de ani de la centenarul nașterii lui Avram Iancu, regele Ferdinand și regina Maria urcă pe muntele Găina și sfințesc crucea Crăișorului Munților, crucea lui Avram Iancu. Cu acest monument începe seria dedicată memoriei sale, cu acest monument și cu casa memorială deschisă, inaugurată ca și muzeu la același eveniment în 1924, în prezența familiei regale. Astăzi, numeroase orașe poartă statui. Este cunoscută statuia ecvestră de la Câmpeni. Sunt cunoscute statuile de la Târgu Mureș, Alba Iulia, Cluj-Napoca, locuri în care memoria este atât de vie a lui Avram Iancu. Sunt numeroase școli care îi poartă numele și ca o încununare a eroismului său, România, prin președinția României, a promulgat legea prin care Avram Iancu este declarat erou al națiunii române. Este maxima recunoștință pe care poporul român, după împlinirile sale, i-o datorează acestui ilustru înaintaș.
și dealul răsund în eco. Un strigăt de jale, un strigăt de luptă, pornit dintr-un piept de erou. Acum vine Horea și Iancu se-ntoarce, Mihai cel viteaz vine iar. Martir se ridică și cuza iar strigă, să creșteți un neam de stejar. La un loc veniți toți românii, cu mic și cu mare, la alba în cetatea de foc. Aduceți cu voi iubirea de țară, s-o punem aici la un loc. Acum vine Horea și Iancu se-ntoarce, Mihai cel viteaz vine iar. Martir se ridică și cu creșteți un neam de stejar. Aceasta a fost povestea Crăișorului Munților, Avram Iancu, iubiții noștri frați. Iar noi, purtându-i veșnic amintire, am reconstituit astăzi, eu, Constantin Inel, istoric și slujitor al Muzeului Național al Unirii, povestea despre suferințele, luptele și trăirile marelui nostru erou, veșnica lui amintire. În glas de tulnic străbun, mulțumim pentru această întâlnire Consiliului Județean Alba, Centrului de Cultură Augustin Bena și Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Cu bine, dragii noștri telespectatori!